Vă salutăm cu pacea Domnului în această seară, la început de sabat, și vă invit ca împreună să lăudăm pe Dumnezeu prin imnul 45, Mărim pe Cel Sfânt, 45. Vă invit să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, îți suntem recunoscători pentru un nou sabat, îți suntem recunoscători pentru o nouă ocazie de închinare și de deschiderea cuvântului Tău și te rugăm ca binecuvântarea Ta să rămână peste fiecare dintre noi, să revești Duhul Tău cel Sfânt și să ne ajuți ca inimile și mințile noastre să fie receptive la mesajul pe care Tu l-ai pregătit pentru noi. Îți mulțumim că ne asculți și îți mulțumim că ne iubești. Amin.
Vă salut cu drag, vă spun bun venit la închinare și în această seară, înainte de sabat, și vă doresc din toată inima un sabat binecuvântat. Apreciez și faptul că și în seara aceasta, chiar de la începutul serviciului divin, am avut o cântare de cor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Spun bun venit și celor care sunt departe și au curiozitatea să vadă ce se întâmplă la Biserica Speranța. Dorim din toată inima ca părtășia să fie deplină și prin intermediul internetului. Întotdeauna când îl văd pe fratele Buciuman, mi-aduc aminte de câteva crâmpeie din viață pe care le-am petrecut împreună cu dânsul pe niște dealuri foarte frumoase din apropierea orașului Alba Iulia. Dânsul acolo locuia, eu locuiam pe alte dealuri, în altă parte, și ne întâlneam uneori, ba să păstorim oile, ba să secerăm grâul, eram copil, mai copil decât dânsul, și întotdeauna când îl văd, mi se reactivează niște flash-uri așa din viață în câteva secvențe pe care le-am trăit. În ocazia aceasta îi spun bun venit la Biserica Speranța. Bine ați venit la Biserica Speranța. Fratele Buciuman, așa cum ați văzut și pe anunțurile care au fost trimise deja, este directorul Departamentului Spiritul Profetic la nivel de conferință. Sabatul trecut am anunțat că dacă sunt întrebări să le transmiteți, să poată să ajungă la dânsul, să pregătească, să vină cu tema făcută în ce privește răspunsul întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți, dar dacă n-ați îndrăznit să trimiteți întrebările acestea, aveți la dispoziție tot sabatul să le adunați. Iar mâine după amiază aveți privilegiul să îl bombardați cu tot felul de întrebări legate de spiritul profetic. Vă doresc o seară binecuvântată, iar dumneavoastră vă doresc inspirație din partea Domnului pentru frângerea pâinii în seara aceasta pentru noi. Mulțumesc! Felicitări, dragi frați și surori, pentru că ați învins tendința de a rămâne acasă vineri seara. Eu sper că nu pentru evenimentul din acest sabat planificat, ci este o... Dacă fratele Pașca a zis că se bucură că a fost o cântare de cor la început, probabil că uneori sau de obicei nu este la început. Nu știu asta, da? Este, da. Felicităm studenții care încă n-au plecat acasă la ei, încă mai stau vreo câteva zile călduroase prin Cluj. În orice caz, vineri seara, să poți ajunge la biserică, îți trebuie un pic de determinare, trebuie un pic de voință și mai ales un pic de sacrificiu. Așa că, lăudați să fie Dumnezeu că încă mai e biserica deschisă și putem să o folosim și vineri seara. Felicităm de asemenea și pe cei care vizionează, care și-au luat timp să privească, să urmărească programul online, acolo unde se află, acasă. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este mai mare la biserică și mai mică acasă, ci este în funcție de atitudinea inimii noastre. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus, sigur nu vom putea sta acasă la ora aceasta, și dacă îl iubim pe Domnul Iisus și acasă, putem primi aceeași binecuvântare ca și aici. Domnul să fie lăudat pentru toate binecuvântările sale, pentru cireșele care s-au copt și căpșunii care s-au terminat, pentru pepenii care sunt acum în expansiune, pentru căldură și pentru că ne simțim bine în sabatul Domnului. Cu astfel de atitudine nu se poate să nu ne înălțăm, să nu avem cel puțin un avantaj în plus față de cei care nu-L caută pe Dumnezeu. Fără ca să ne lăudăm cu asta, fără ca să avem vreun merit, ci având din belșug parte de binecuvântări divine. În această seară, câteva gânduri aș vrea să avem legate de o promisiune pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat-o pe ultimile pagini ale Cărții Sfinte, Cartea Apocalipsei. În capitolul 2, dacă aveți telefonul dotat cu programul de Biblie, deschideți-l, închideți însă partea de apel din altă parte, să facem apel doar la 112, care este
Dacă în caz că cineva își este chiar în situația aceasta să ceară asistență urgentă, dar să fie telefonul deschis către Dumnezeu. De acolo să primim mesajul său. Sau dacă aveți Biblia, la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 26 până la 28. Și apoi vom citi, de asemenea, și capitolul 3, versetul 21. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Apocalipsa 3, cu 21. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Două promisiuni care se repetă în mare măsură, cel puțin conținutul, au ceva asemănător și prin destinatarii imediați și biserica sau perioada de biserică la care se adresează, și mai ales că al doilea verset pe care l-am citit, considerăm noi ca adventiști de ziua șaptea că ni se potrivește ca mâna în mănușă, este direct apelul adresat bisericii Laodiceea. Celălalt a fost promisiunea făcută celui biruitor din perioada sau biserica Tiatira. Tiatira și Laodiceea au ceva în comun, adică o descriere generală preponderent negativă. Oarecum apostazia din Evul Mediu și greutățile prin care biserica a trăit atunci în perioada Tiatira contrastează cu libertatea și cu drepturile și cu posibilitățile de a ne trăi credința astăzi, dar din punct de vedere spiritual, laodiceanul nu este mai breaz decât cel din Tiatira. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ce poate fi mai negru, mai negativ, mai rău decât acest lucru? Dar făgăduința biruinței este pe măsură. Cel ce va birui, va stăpâni. În Tiatira spune, va primi stăpânire peste neamuri, iar în Laodiceea spune, va sta cu mine, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Gândul care aș vrea să-l analizăm, să-l avem în atenție, este cum și eu, adică Hristos, a biruit. Cum a biruit El? Și eu pot birui ca și El. Biruința lui Hristos este un model pentru orice vârstă, pentru orice situație, pentru orice om. Indiferent ce experiență de viață, indiferent ce avere are, indiferent ce tradiție, în ce cultură, Domnul nostru Iisus Hristos este omul model, care nu numai ca model, ci și ca resurse de putere ne stă la dispoziție. Cum a biruit El? Cu toții suntem preocupați de succes. Și poate că un termen mai familiar pentru urechile noastre din vremea aceasta, decât biruință, este succes. Acum mi-aduc aminte de când am absolvit și eu liceul, că tot mereu se repeta cuvântul baftă, să ai baftă, sau succes, sau noroc, sau, mă rog, să reușești. Și acum și la absolvire și apoi la admitere, stresul principal este să reușesc
să am succes. Și dacă se poate, și printre primii. Și de ce nu chiar primul să fiu? Și atunci am biruit. Este o anumită paralelă, o anumită corespondență între aceste expresii. A birui, a avea succes. Dacă ai făcut o mâncare bună, gustoasă, hrănitoare, ai biruit, ai avut succes. Dacă ai crescut un copil și îl vezi în floarea vârstei, realizat, profesional, familial, social, spui că ai avut succes, ai rezolvat o problemă. Dacă ești un creștin și trăiești ca Iisus Hristos și biruiești cum a biruit El, atunci nu ne împiedică nimic să stăm cu El pe scaunul de domnie, să avem stăpânire. Sigur, aceasta face referire la statutul nostru de oameni. Omul a fost creat să fie stăpân. Păcatul însă l-a degradat la nivelul de slugă, de sclav. Nu mai poate să facă ce vrea. Evanghelia, Domnul nostru Iisus Hristos, moartea, învierea, slujirea Lui, lucrarea Duhului Sfânt, au darul de a restatornici în noi chipul divin original, adică acela de stăpân. Îți voi da stăpânire, va stăpâni, pentru ca diavolul să scrâșnească din dinți că el și-a dorit tocmai acest lucru, să fie stăpân, să stea pe scaunul de domnie și el este aruncat afară. De ce? Pentru că el n-a biruit așa cum a biruit Hristos. Avem aici, deci, două modele de a birui. Este modelul răului, care se impune prin forță, prin înșelăciune, prin tot felul de jmecherii, ca să profite și în cele din urmă el să aibă cele mai multe avantaje. Și avem modelul Domnului Iisus Hristos, care este modelul divin, în această conflagrație, în acest conflict cosmic, universal și de natură spirituală între Dumnezeu și Satana, se află Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, omul care s-a coborât, s-a făcut robul tuturor și a primit apoi sceptrul domniei înapoi. El l-a avut dintotdeauna, dar El ne-a oferit un model de biruință, de succes, de a realiza, de a-ți îndeplini obiectivul. Pe de altă parte, spune psalmistul în psalmul 1, ferice de omul care cugetă zi și noapte la legea Domnului, pentru că tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi? Să luați modelul răului, promite o biruință, promite o slavă, promite o, ca și Domnul Hristos a fost ispitit cu una dintre cele mai puternice ispite, închină-te mie și toată lumea ți-o dau ție. Dar El a venit să urmeze un alt model de câștigare a lumii, de biruință asupra lumii. Cum a biruit Hristos? Spre deosebire de modelul propus de Lucifer, transformat apoi în diavol, în Satana, care se bazează pe a profita de celălalt, a-l omorâ pe celălalt ca eu să trăiesc, a vărsa sângele celuilalt, Hristos a biruit atunci când propriul său sânge a curs. Când a spus, s-a sfârșit. Când a spus, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Când Hristos a murit, El a biruit. Și Satan a știut acest lucru. Atunci i s-a deschis și lui mintea, sau a înțeles un lucru pe care orică s-a făcut că nu-l înțelege, ori efectiv n-a avut capacitatea să-l înțeleagă. Cum poate fi Dumnezeu atât de dispus să iubească, să slujească, să jertfească și în același timp să nu-și păteze cu nimic caracterul, dreptatea, reputația, demnitatea Lui? El a biruit prin faptul că a iubit.
El a iubit dușmanii, a iubit lumea, ne-a iubit pe noi. Pe când eram vrăjmași, El și-a arătat dragostea că ne-a mântuit, a plătit în locul nostru. Pe de altă parte, Biblia ne spune, nu iubiți lumea, dar cel mai frumos verset din Scriptură spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și atunci cum rămâne? Să iubim sau să nu iubim? Hristos a biruit răul, păcatul și lumea prin faptul că a iubit-o. Aș folosi o comparație, o ilustrație în această privință. Pregăteam într-o anumită parte a țării un cuplu pentru căsătorie. Și am întâlnit-o odată doar pe logodnică, pe viitoarea mireasă, acasă la ea, și am întrebat-o, îl iubești pe viitorul tău soț cu care vrei să te căsătorești? Da. Dar dacă el nu te mai iubește, tu ce faci? Eu tot îl iubesc. Era așa de hotărâtă, tot îl iubesc. Dar dacă el va deveni la un moment dat agresiv, va folosi și alcool, și spre o altă femeie, și mai vine din când în când acasă ca să mai țineți o ceartă în toată puterea. Îl mai iubești? Și a spus, da, îl iubesc și atunci. Dumnezeu ne-a iubit când eram neloiali Lui. De fapt, Biblia adesea amintește această depărtare a omului de Dumnezeu ca o desfrânare, ca o curvie. Și El își iubește biserica, respectiv pe Tiatira, despre care am discutat mai înainte, tocmai pentru faptul acesta. Zice, ce-am împotriva ta că tu lași ca acea femeie, Izabela, să stăpânească. Era o desfrânare spirituală pe care Biblia o numește, Apocalipsa o numește Babilonul cel Mare, care este o mama tuturor desfrânatelor pământului. Și pe această desfrânată Dumnezeu o iubește. Și a acordat, zice, îți dau timp să te pocăiești. Cum se dovedește faptul că a iubit biserica Tiatira, care a fost atât de răzvrătită și atât de neloială lui Dumnezeu, atât de umblat după alții în afară de Dumnezeu. Pentru că i-a dat cel mai lung timp, 1200 de ani. Nici o altă perioadă din istorie n-a mai fost așa de lungă și atât de urâtă și atât de neagră ca istoria Evului Mediu, în care biserica pur și simplu și-a făcut de cap, trăind tocmai opus față de caracterul lui Dumnezeu. Și El a iubit-o. Și a lăsat-o să își ducă viața înainte. I-a acordat timp. Zice, i-am dat timp să se pocăiască. E ușor să iubești atunci când ai avantaje. Acesta este, de fapt, modelul răului. Îmi iubesc soția pentru că îmi place de ea, pentru că îmi face de mâncare, pentru că mi-asigură confortul sufletesc, pentru că... Dar atunci când nu mai ofer acest lucru, nu mai pot trăi, n-am ce să mai fac. Dacă am ajuns la această convingere, sunt un înfrânt, pentru că Dumnezeu ne iubește atunci când nu merităm, atunci când nu-i oferim nimic, ba poate că îi oferim batjocură, răutate, dușmănie, pagubă. Aceasta este biruința pe care Hristos a realizat-o și la care mă invită și pe mine să am parte. Aceștia sunt biruitorii
care vor sta cu el pe scaunul lui de domnie. Aceia care vor primi un toiac de fier și vor stăpâni peste neamuri. Sigur, toiacul de fier ne-ar putea duce gândul la împărăția lui Satana, care este bazată pe forță, pe teamă, pe a impresiona, pe a-i supune cu forța pe ceilalți. Dar toiacul de fier pe care îl are și mielul lui Dumnezeu este dragostea. Este mai tare decât moartea, mai tare decât fierul, mai tare decât focul, mai tare decât frica, căci în dragoste nu este frică. Aceasta este marea biruință la care ne cheamă Domnul. Să iubim lumea aceasta cum o iubește El. Atunci când vedem lumea așa cum o vede Dumnezeu, atunci nu este atractivă, nu este promițătoare. Așa o înfățișează Satana, strălucirea. Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu, vede lumea ca fiind pierdută, ca fiind disperată, la capătul puterilor, fără soluții. Și ce să mai spunem, criza medicală care a fost sanitară, COVID-ul, criza politică în care suntem acum, nu sunt decât perspective divine asupra lumii noastre. Că Satana a zugrăvit prea fascinant această lume prin ridicarea nivelului de trai, crearea condiții de viață frumoase, bune. Când lumea este pierdută. Uneori mortul arată mai bine ca cel viu, pentru că este spălat, pentru că este aranjat, îmbrăcat cu cel mai frumos costum, dar este mort. Degeaba coafăm lumea și o facem să strălucească, o dăm cu tot felul de sclipici și de lumini și tot felul de puncte de atracție. Ea este pierdută și are nevoie de harul lui Dumnezeu, de dragostea divină, ca să fie mântuit. Dragii mei, așa să iubim lumea. Cum a iubit-o Hristos? Așa biruim lumea. Văzând în fiecare din cei din jur, inclusiv în mine, un păcătos pierdut care are nevoie de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Tu poți fi un astfel de început pentru oamenii care sunt duși la pierzare. A trebuit să fac niște cumpărături la farmacie, niște medicamente. Erau mai multe, de fapt vreo 3 rețete erau. Trebuia să duc medicamentele la o persoană care nu se putea deplasa. Și eu n-am fost atent atunci când farmacista mi-a făcut pachetul cu toate și le-a pus acolo în pungă să le duc. Însă pacienta care trebuia să le folosească le-a verificat și a spus: acest medicament seamănă la denumire, doar o literă sau două era diferență între denumirea medicamentului care ar fi trebuit să fie și care era scris pe rețetă și cel pe care mi l-a dat farmacista. Oricum ea nu-l putea folosi, nici să-l dea la altcineva. Trebuia să mă duc cu el înapoi. Când m-am dus înapoi, era deja după masă, nu mai era aceeași farmacist acolo, însă i-am arătat rețeta, i-am arătat și medicamentul și bonul prin care am plătit, să vede că de acolo a fost. Femeia a rămas așa de impresionată, doar de faptul că i-am explicat liniștit, uite ce s-a întâmplat și s-a simțit așa deși nu a fost ea, dar a fost firma ei, farmacia în care ea lucra acolo. Ea a fost atât de afectată și mai ales impresionată de faptul că eu n-am certat-o și nu m-am luat cu ea în gură sau să o amenin sau să-i vorbesc urât,
că am făcut două drumuri de acolo până acolo și n-a fost destul de aproape. Un fapt simplu, dar care poate să arate că eu sunt biruitor. Dacă reușesc să-mi stăpânesc cuvintele, sunt deja un biruitor. Dacă, cum zice Biblia, cine nu greșește în vorbire, este un om care are succes. Este un om de plin, de săvârșit. Și probabil că aici este primul mod și cel mai evident care îți sare în ochi de la prima întâlnire cu cineva. Cum te salută? Cum vorbește? Îți dai seama că el este un biruitor sau este un înfrânt? În general, inima omului este ca o oală sub presiune. Îi trebuie doar un pic de foc mai mult sau înțepătură și explodează. Este semnul oamenilor neputincioși, înfrânți, nu se poate stăpâni. Și Spiritul profetic spune că cea mai grea dintre toate luptele este lupta cu sinele. Psihologia modernă încearcă să facă din emancipare, din dezvoltarea personală, încearcă să facă un cult. Eu trebuie să mă dezvolt, eu am drepturi, eu trebuie să mă simt bine. Asta e filozofia lui Satana. Principiul Domnului Hristos este: eu am plăcere să iubesc, să slujesc pe celălalt, pentru că îl văd un nenorocit, unul care mă apasă, unul care mă bazrocorește, este un nenorocit, este un sclav, este un om pierdut și are nevoie de Harul lui Hristos, de o altă perspectivă. Simplu, să vadă pe cineva cum trăiește. Hristos a și vorbit, dar 30 de ani, câte cuvinte ați auzit din gura Domnului Hristos? Foarte puține cuvinte. El pur și simplu a trăit în mijlocul oamenilor. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Prezența ta acolo însemnează biruință asupra lumii, dacă trăiești ca Iisus Hristos. Modelul de biruință a lui este: cu ce te-aș putea ajuta? Ce nevoie ai? Sunt gata să fac pentru tine orice, să-mi dau viața pentru tine. Tu? Cu ce scop? Ce urmărești? Pe când modelul de biruință al răului este: oare cu ce l-aș putea păcăli pe acesta? Cum aș putea profita? Cum aș putea câștiga ceva? Să exploatez, să profit pentru mine. Celui ce va birui, așa cum eu am biruit, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Și domnia începe de-a pe acum. Cel care slujește pe celălalt, domină. Ca să închei cu o scurtă ilustrație a vieții omenești. Când se naște un copil în familie, așteptat, cu mult dor și cu emoție, cine este conducătorul în casă? Când apare copilul, îl aducem de la maternitate acasă. Cine este șeful acasă? Măria sa, copilul, care nu știe decât să poruncească. Numai că dominația lui este eminamente a răului. El nu oferă nimic, numai pretinde. Nu știe să bată din picior, dar a învățat. Prima respirație a fost: eu sunt șeful. Plânsul lui este de fapt comandă pentru mamă și pentru tată. Și se învârte în jurul lui ca un titirez, să-i facă toate poftele. Pe măsură ce crește, ajunge la un moment dat să ia locul părinților care l-au făcut. Și doar părinții lui, în urmă cu 25 de ani, ce au fost? Tot astfel de conducători. După 25 de ani,
Sunt conducători care slujesc celorlalți, pentru că iubesc. Așa cum iubesc un copil mic, care n-are nimic bun în el, în afară de, știu eu, manifestările acestea copilărești, dar nu produce nimic, nu are niciun beneficiu. Ce beneficiu are societatea de la un prunc de o lună, de o zi? Ce beneficiu are? Peste 20 de ani, da, dacă s-a dezvoltat, s-a maturizat. Altfel, dacă nu s-a maturizat, dacă și la 20 de ani bate din picior și spune tu să-mi slujești mie, dacă tu nu-mi faci treaba asta, eu mă enervez, mă supăr, eu am drepturi. Atunci vă dați seama ce pagubă e pentru societate astfel de indivizi. Dar ce câștig este pentru societate dacă toți ar fi ca Iisus Hristos, care s-ar întreba, oare tu ce nevoie ai? Cu ce te pot ajuta? Ce pot face pentru binele tău? Dacă Putin ar gândi așa, dacă Biden ar gândi așa, dacă Europa ar gândi așa, dar dacă eu aș gândi așa, s-ar schimba o lume întreagă. Oamenii, eu am nevoie de biruința lui Hristos. Domnul să ne-o dea cu toată puterea. Amin.
Vă invit ca la finalul întâlnirii noastre în această seară să lăudăm împreună pe Dumnezeu prin imnul 276. Îl văd adesea și îl admir. 276. Să fie în numele Tău, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Hristos, pentru că Ți-ai deschis cuvântul în seara aceasta în fața noastră, pentru că ne-ai purtat de grijă, ne-ai adus până în ceasul acesta și lăudat să fie în numele Tău pentru biruința Domnului nostru Iisus Hristos. Îți suntem recunoscători, Părinte, că prin biruința Mântuitorului Tu ne-ai făgăduit și nouă biruință de plină. Te rugăm încă o dată să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, să ne împuternicească, să ne întărească, pentru ca biruința să ne fie deplină. Dorim din toată inima să biruim firea noastră. Te rugăm să ne ajuți la lucrul acesta. Dorim din toată inima să ne biruim poftele și pornirile firești prin Duhul Tău, în așa fel încât făgăduințele biruitorilor să poată să fie și împlinite în viața fiecăruia dintre noi. Te rugăm să ne însoțești spre casele noastre în această seară. Te rugăm să ne dai un sabat binecuvântat în continuare și bucuria să fie deplină lângă Tine și lângă cuvântul Tău și dorim din toată inima ca bucuria noastră să fie deplină în prezența Ta, în prezența mântuiților, în împărăția Ta. Îți mulțumim că ne asculți, slăviți să-ți fie numele. Amin.